Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lansare de carte la Biblioteca Cosânzeana din Onești. Extinderea sistemului de alimentare cu apă la Gura Văii. Ministrul Dezvoltării și Ministrul Mediului în vizită pe Valea Trotușului. Biblioteca Municipală Radu Rosetti organizează miercuri 15 noiembrie de la ora 16 lansarea cărții Utopia, concept de identități și istorii românești, ce poartă semnătura profesorului dr. Liviu Nagoie. La eveniment vor lua cuvântul profesor dr. Gabriela Gârmacea și profesor Mihail Dumache. Utopia, concept de identități și istorii românești este o abordare lucidă, dezinhibată a identității naționale și construcțiilor identitare care o formează dintr-o perspectivă regională și central-europeană. Cartea conceptualizează, investigează, problematizează, folosește multiple surse pentru a oferi cititorului posibilitatea de a reflecta asupra unor teme de larg interes, identitate națională, balcanism, semi-orientalism, europenism, românism, suflet național, stigmat etnic, antisemitism. Evenimentul se va desfășura la filiera Cosânzeana a Bibliotecii Oneștene. În condițiile în care Comuna Gura Văii se număra printre localitățile care se chinuiau să aibă un sistem de alimentare cu apă, iată că prin efortul și implicarea primarului Silviu Tinei, acum la Gura Văii se vorbește despre extinderea proiectului de alimentare cu apă, iar edilul, șef al comunei, și-a fixat ca obiectiv ca la finalul mandatului toți locuitorii să aibă apă la robinete. Să dau puțin firul evenimentelor în urmă, la nivelul anului 2017, dacă vă aduceți aminte, doar satul Gura Văii beneficia de rețea de apă potabilă în urma unei investiții... Și aia nu peste tot. Investiții prin PNDL 1, Programul Național de Dezvoltare Locală 1. A fost și o sincopă majoră în furnizarea apei potabile la vremea respectivă, chiar deși era apă în sat, 3 luni de zile apa nu a funcționat datorită unei proaste menegerie la situație de la vremea respectivă. În anul 2016, administrația anterioară semnează un contract de finanțare, tot prin PNDL 1, alimentare cu apă potabilă în 5 din cele 6 sate componente pe care le-ați nominalizat și dumneavoastră. E vorba de Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, care nu aveau acces la niciun fel de apă din sistem integrat. A derulat procedura de achiziție, a fost desemnat un constructor care în anul 2018 a abandonat definitiv lucrările, a îngropat doar țeavă în pământ, pentru că era cel mai ușor lucru de făcut, după care și-a declarat falimentul și dus a fost, știți vorba românului. Din 2018 până în 2020, fosta administrație nu a depus nicio diligență în vederea, încercării resuscitării proiectului. A crezut că va veni cineva de sus, care va repune pe făgaș acel proiect. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar la preluarea mandatului aveam un proiect, eu îi spun proiectul Lazar, era mort. Deci era mort. Trebuia să-i spuneți ridică-te Lazare și umblă. Îi lipsea doar partea finală, crucea de căpătâi. Am luat din fir apăr situația, am văzut că de la fostul constructor nu am ce să mai cer, asocierea la vremea respectivă s-a desființat ca entitate, am cerut insolvența, am făcut o expertiză pe ceea ce se făcuse, se cheltuiseră aproximativ 11 miliarde de lei vechi. Pe o suprafață de cât au introdus țeavă? Au introdus pe vreo 23 de kilometri țeavă, dar urmarea expertizei făcută de o firmă autorizată, am constatat că 53% din conducta băgată a fost doar băgată pentru a fi decontată, nu a răspuns la probele de presiune conform normativelor. Aceasta a trebuit înlocuită în mare parte, plus alte lucrări, cămine de vane neexecutate corespunzător, îmbinări, mufe cap la cap, astea sunt detalii pe care fac diferența, că uneori... Doar eu și expertul le știm. Cel mai afectat sat de lucrările proaste a fost Păltinata. Acolo a fost nevoie de înlocuirea mai bine de jumătate din întregul sistem. În anul 2020, la final, aveam doar conducte așa care ieșeau așa sus din pământ. Nu știa nimeni
unde de duc unde vin și de unde vin. Cu răbdare și cu un expert de la Udorheu Secuiesc, am pus cap la cap lucrurile. O mică întrebare, vă întrerup din firul narațiunii, din povestea asta, epopeea apei, ca să zicem așa, de la gura văii. Credeați că va reuși proiectul? La cât de încălcit erau și documentele, și rețeaua, cât de prost a fost executată lucrarea. Credeți că veți reuși? Sincer. Acum putem vorbi. La vremea aceea, la câte necunoscute erau, nu știam modificările din proiect, pentru că am găsit, în proiect scria conducta pe o parte, am găsit-o pe partea cealaltă. Mă rog, o grămadă de neconcordanțe. La vremea respectivă, vă spun sincer că nu am crezut că va curge vreodată apă pe acea rețea în aceste 5 sate. În schimb, m-a ajutat Dumnezeu și am găsit un expert, v-am spus, din Odorheiu Secuiesc, am preferat să lucrez dincolo de Carpați, ca să nu aibă tangență cu niciun constructor de pe zona Moldovei. Am înțeles. Să fac o evaluare ca la carte, cu un proiectant care mi-a reproiectat lipsurile și apoi a venit problema finanțării. În anul 2016, când s-a proiectat, erau niște prețuri. În anul 2020-2021, când am fost nevoit să actualizez indicatorii tehnico-economici, m-am dus la Ministerul Dezvoltării și mi-a spus, noi pe bucata asta, pe ăștia 11 miliarde, noi v-am dat banii. Nu e problema noastră că s-a executat prost. Defectuos. Recuperați banii de la constructor. Până o să recuperez eu banii de la constructorul care încă mă judec, m-am înscris la masa credală, ar mai fi curs multă apă pe trotuș, deși acum debitul e foarte scăzut. Au urmat discuții punctuale cu ce putem actualiza, cu ce putem primi de la minister și ce trebuie să punem din bugetul local. Suma inițială care trebuia suportată din bugetul local era echivalentul a 3 bugete anuale, adică bugetul pe 3 ani de zile din încasări, venituri proprii. În avans. În avans, 33 de miliarde. Amanetați comuna. 33 de miliarde trebuia să pună comuna Guravăi, până își va recupera banii de la constructor, până va primi despăgubirile necesare, trebuia să pună din bugetul local pentru a avea acest obiectiv realizat. O situație fără ieșire. 33 de miliarde, v-am spus, în condițiile fără actuale, ieșire. Îi încasez în 3 ani din venituri proprii. Fără ieșire. Și aici intervine providențial Consiliul Județean Bacău, căruia nu am cum să nu-i mulțumesc, printr-o asociere cu Comuna Guravăi, a suportat 22 de miliarde, rămânând ca acele 11 miliarde pe care noi deja primăria deja le plătise de la constructor să rămână cheltuială neeligibilă, să o plătim de la bugetul local pentru a fi recuperată de la constructor și a se întregi creditele, iar diferența au suportat-o ei. Ministrul Dezvoltării Adrian Ioan Veștea și Ministrul Mediului Mircea Fechet au fost zilele trecute într-o vizită de lucru în județul Bacău, unde s-au întâlnit cu autoritățile publice locale și au verificat stadiul lucrărilor la o serie de obiective de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Programul Național de Investiții Angel Salini și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de Compania Națională de Investiții. Primarul orașului Stațiune Dărmănești, Toma Constantin, a salutat vizita ministrilor. Mă bucur că astăzi ați ales să faceți o vizită de lucru la Dărmănești. Avem multe șantiere în lucru, avem multe proiecte finanțate atât din buget național, buget local, cât și din fonduri europene. Vizita noastră vine să ne dea cumva așa încredere, pentru că trecem într-o perioadă destul de dificilă vis-a-vis de cofinanțările pe care trebuie să le asigurăm vis-a-vis de deconturile pe care le avem față de diverse proiecte și suntem cumva într-o continuă luptă cu constructorii, cu finanțările, cu proiectanții și astăzi prezența noastră aici cred că este, așa cum spuneam, o bulă de oxigen. Vă propun ca astăzi să abordăm două proiecte. Unul este finanțat prin Angel Salini și este vorba de șoseaua de centura orașului Dărmănești. Am insistat, cred că de 7-8 ani, la această idee de a avea o șosea de centură, pentru că drumul județean de 123, care trece prin centrul localității, creează disconfort, descarcă traficul greu din zona Harghita și Covasna pe Valea Uzului. Și dincolo de poluare fonică, zgomot și așa mai departe,
Cred că avem un număr destul de mare de accidente, pentru că acest drum și de DJ-123, care este și axul principal al orașului Dărmănești de, eu știu, comunicare rutieră, a creat în decursul anilor foarte, foarte multe probleme. Așa la naștere ideea de a avea o șosea de centură care face legătura între drumul național și DJ-123 și acest proiect a prins pentru prima dată, să zic așa, sens, în care am obținut din Angel Salini o finanțare de 20 de milioane de lei, 1,5 milioane punem noi, valoarea proiectului este 21.500.000. Astăzi, constructorul este în teren, ordinul de începere a lucrărilor l-am dat în 4 septembrie, am avut licitație pe proiectare și execuție, în acest moment suntem la faza de decopertare și de pregătire a patului drumului. Termen de finalizare 2024 în toamnă. Sperăm ca la acest obiectiv constructorul să se mobilizeze așa cum ne-a promis în acel grafic de execuție și să putem închide proiectul la timp. A demonstrat la Brașov, nu departe de aici, peste munte, am putea spune, la vecinii noștri, cum se face o administrație performantă, cum se face o administrație liberală performantă și probabil din acest motiv, și nu numai din acest motiv, este astăzi ministrul dezvoltării. Bineînțeles că domnul primar Toma Constantin ar mai fi putut să mai vorbească încă o jumătate de oră despre proiectele pe care orașul Dărmănești le are, dar ne aflăm aici într-un triunghi foarte important pe harta județului Bacău. Dărmănești, Moinești și îl salut pe domnul primar Ieru și Comănești, trei orașe foarte importante, la care putem, bineînțeles, să adăugăm și Slănic Moldova, nu departe de aici, care e o stațiune turistică foarte cunoscută, dar aceste trei orașe, dintre care Moineștiul e municipiu, reprezintă un veritabil triunghi de forță pe harta județului, pentru că aici se concentrează mare parte din investițiile pe care județul Bacău le implementează. Tocmai din acest motiv, vă spun, domnule ministru, că ce auziți aici, o să auziți și la Moinești, o să auziți și la Comănești și ați putea să auziți în oricare administrație liberală din județul Bacău, și anume importanța investițiilor, importanța atragerii fondurilor europene sau fondurilor naționale nerambursabile și mai important de atât, modul în care ele sunt distribuite. Pentru că discutăm despre investiții în sănătate, discutăm despre investiții în infrastructura de educație, discutăm despre investiții în tot ce înseamnă apă, canal, în utilități și nu neapărat în ultimul rând despre drumuri. Asta în timp ce mare parte dintre comune, toată lumea se concentrează mai curând să pună asfalt. Așadar, prezentându-vă foarte repede și mulțumind și colegilor de la Bacău care au venit astăzi cu noi. Claudiu Năstase este secretarul general al filialei, Liviu Miroșanu este președintele organizației municipale de la Bacău, cei doi subprefecți, Gabi Lupu și Narcis Jitaru, Marius Danciu este responsabil de un număr de UAT-uri. Cătălina, din păcate, e singurul parlamentar care a reușit să participe, pentru că Daniel, așa cum ne-a anunțat și la Sinaia, în weekend are o zi foarte grea astăzi la Senat. Îi mulțumesc și lui Viorel Ilie pentru că a putut să ni se alături. Astăzi, cu alte cuvinte, bun venit, vă spun încă o dată, domnule ministru, în județul Bacău. Bun venit la Dărmănești. Sper să dăm multe vești bune astăzi, cel puțin așa cum ați observat. Primarii noștri nu cer mare lucru. Nimeni nu vrea bani pentru plătit salarii sau pentru noi angajări.
Ei cer sprijin pentru investiții, cer sprijin pentru cofinanțări, cer sprijin pentru acoperirea majorării costurilor la elementele pe care le știm foarte bine, beton, fier, beton, ciment și așa mai departe. Cu alte cuvinte, încercăm să facem ceea ce ne pricepem noi mai bine să facem, respectiv să aducem investiții în județul Bacău și pentru tot acest lucru e ca întotdeauna un efort conjugat. Administrație locală, administrație centrală, Guvernul României, așa că mulțumesc încă o dată și sper să tragem concluziile cele mai bune. După cum bine știți o parte dintre dumneavoastră, vin din administrația publică locală după 20 de ani de implicare. Am fost 12 ani primar, timp de 7 ani de zile am fost președintele Consiliului Județean Brașov. În luna iunie am reprezentat opțiunea Partidului Național Liberal, dar și a creat în cadrul Coaliției de Guvernare pentru a ocupa această poziție de ministru. Este un an care, exact cum spunea și colegii noștri, beneficiază de foarte multe oportunități de finanțare, dar în același timp este un an greu, fiindcă din momentul în care am ajuns ministru, am așteptat cu mare interes să se întâmple, să avem rectificare bugetară. La vremea respectivă, resursele bugetare care le aveam la nivelul Ministerului Dezvoltării erau pe final, iar în toată această perioadă, presiunea administrației publice aplicat pe Ministerul Dezvoltării. De fiecare dată am încercat să identific soluții, fiindcă până la urmă acesta este rolul meu și pentru asta am mers acolo. Pentru a identifica soluții atât pentru a putea face angajări, fiindcă știm cu toții că sunt foarte multe solicitări de memorandumuri pentru a putea debloca anumite posturi din administrația publică. Același lucru se întâmplă și în sistemul sanitar unde avem peste 7.000 de posturi solicitate de către unitățile medicale care sunt în subordinea autorităților locale. De asemenea, sunt și aceste posturi despre care ne vorbea domnul primar Toma, cele legate de posturi care sunt în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană. Toate aceste memorandumuri, vă asigur că sunt la finanță, sunt înaintate, m-am descărcat de ele, aștept viza cu mare interes și de fiecare dată îi aduc aminte colegului meu, domnului ministru Boloș, de faptul că trebuie să ia foarte în serios acest lucru și să găsească, să deblocăm, să putem debloca aceste posturi. Și sper să găsesc înțelegere până la final. În ceea ce privește, dacă ne raportăm la proiectele care le avem în implementare, promisiunile sunt săptămânale. Am făcut memorandumul pe diverse sume, și mai mici și mai mari, în funcție de ce se va regăsi în fondul de rezervă la Ministerul de Finanțe și sper că în final să putem primi și să începem să mai facem plăți. Am primit 500 de milioane, am mai făcut o serie de plăți, dar știu că sunt situații în care avem restanțe și avem certitudinea și promisiunea, mai ales după materialul pe care l-am primit și am înțeles că domnul ministru Fechet, președintele organizației de la Pușinasca, la dispoziție în cadrul biroului permanent județean, e un paragraf acolo în care se spune absolut toate cheltuielile se vor plăti. Deci, dacă o zice ministrul de finanțe, înseamnă că se bazează pe o realitate. Am încercat în toată această perioadă să mă închid în birou, să merg în teritoriu, să văd la firul exact problemele cu care vă confruntați, chiar dacă vin după o perioadă bună în administrația publică, consider că sunt foarte multe lucruri care pot să le preiau de la dumneavoastră. Sunt foarte multe particularități care apar în fiecare localitate din România. Și în acest sens, împreună cu colegii mei și vreau să salut, îl avem aici pe Alexandru Soare, directorul în cadrul Ministerului Dezvoltării, cel care gestionează o mare parte dintre programele naționale și de asemenea Sorin Munteanu, care este șeful meu de cabinet, fost secretar de stat. Am încercat de fiecare dată să stăm de vorbă în teritoriu. Am avut șansa să ajung în aproape 30 de județe din România în cele 4 luni jumate, aproape 5 luni săptămâna viitoare, care s-au spus de la începutul mandatului meu. Am încercat să venim în sprijinul tuturor celor care au avut neclarități, fiindcă toate aceste programe pe care le avem în derulare, fiecare dintre ele au
particularitățile lor și ar trebui să le discutăm punctual cu fiecare dintre beneficiari, dintre primari, dintre reprezentanții unităților administrative teritoriale. Zi de mare respect și considerație pentru cinstirea și amintirea eroilor căzuți pe zonele din vecinătatea Târgu Ocnei, dar și zi aniversară a majoratului. Primăria orașului Târgu Ocna, Consiliul Local, Batalionul 22 Vânător de Munte Cireșoaia de la Sfântul Gheorghe, în acordurile muzicii militare a bazei 95 aeriană Bacău, au organizat în zona pietonală pe strada Carol I manifestarea Ziua Vânătorilor de Munte. Au fost la eveniment din partea instituției prefectului județul Bacău Anca Dunava, Consiliul Județean Bacău Gelu Panfil, Atop Bacău Vasile Izvoran, primarii Silviu Tinei de la Gura Văii și Cătălin Sabău de la Târgu Trotuș, viceprimarul Dana Cămară de la Dofteana, generalul Vasile Florea, reprezentanții asociațiilor județene, cultul eroilor, veteranilor de război, tradițiilor militare, cadrelor militare în rezervă și retragere, ofițerilor în rezervă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, director general Alexandra Albuț, CRAB SA prin director general adjunct Adam Iuliana, Inspectoratul de Jandarm Bacău, ISU Bacău, profesorii și elevii din instituțiile de învățământ, conducerii și elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna, Centrul Educativ Târgu Ocna, Spital Penitenciar, Poliția și Postul de Jandarm ai stațiunii. O scurtă trecere istorică a fost realizată de talentatul elev Cosmin Blaga. Mă bucur să fim împreună astăzi, să sărbătorim Ziua Vânătorilor de Munte, o zi cu profunde semnificații în conștiința noastră istorică. Vitejia acestui corp de elită a fost din plin dovedită în primul război mondial și în luptele duse pentru eliberarea Bucovinei în timpul celui de-al doilea război mondial. În timpul primului război mondial, Batalionul Vânătorilor de Munte a participat la luptele de la Cireșoaia și Coșna, momente cheie în bătălia Orcuzului din vara anului 1917, având un rol decisiv în soarta războiului. În triunghiul de foc de la Mărăști, Mărășești și Orcuz, din vara anului 1917, au fost pulberate visurile ofensive de cotropire al puterilor centrale, care urmăreau nu numai victoria pe front, ci și scoaterea României din război. Bătăliile și victoriile românilor de la Mărășești și Orcuz au avut o importanță capitală și prin faptul că au făcut să influențeze planul puterilor centrale de împărțire a României și au asigurat totodată continuitatea statală a României. În acest context, triunghiul de foc a însemnat lovitura cea mai importantă pe care au primit-o germanii în Estul Europei. Să ne aducem aminte că acești soldați, aminte țărani legați sufletește de cheia lor, au reușit să realizeze visurile, în aparență imposibile, ale unei întregi națiuni. Independența, unirea, suveranitatea. Au reușit să aducă în realitate cuvintele care până la ei aveau doar răsunet. Libertate, demnitate, solidaritate, sacrificiu. A omagia realizării înaintașilor noștri este frumos în sănătul zicei. Pentru că moștenirea pe care ne-au lăsat-o acești eroi nu este doar un cadou, ci și o datorie. Aceea de a hrăni și crește, zi de zi, prin faptele modeste ale fiecăruia, abuția comună. A omagia cum se cuvine înaintașii, înseamnă, înainte de orice, a omagia spiritul lor. Lecțiile istoriei sunt mai actuale ca oricând. Și mă bucur să privesc în jurul nostru și să constat că aplicăm învățămintele înaintașilor noștri. Că nu ne-am pierdut credința în Dumnezeu, nu am uitat hotărârea, înțelepciunea, civismul și patriotismul înaintașilor noștri. La mulți ani, oameni frumoși, la mulți ani, Vânătorilor de Munte! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă 11 noiembrie, cerul va fi parțial noros. Pot să apară ploi scurte. Maxima zilei urcă până la valori de 16 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius. Duminică 12 noiembrie, cerul va fi noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 10 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 0 grade Celsius. Luni 13 noiembrie, cerul va fi parțial nourat. Maxima zilei urcă până la valori de 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.